înțeleg cu alte cuvinte pentru telespectatorii noștri că și factorii de decizie din Onești, până, inclusiv până în acest an, au căutat să folosească acest festival în scop propriu, electoral. Sigur că, din acest punct de vedere, având acele gale fastuoase care ne-au costat pe noi oneștenii foarte mulți bani, aveau ocazia într-adevăr să se afirme în public. O altă temă pe care noi am abordat-o pentru că sunt foarte multe teme legate de ceea ce înseamnă Casa de Cultură sau mai degrabă de ce ar fi trebuit să însemne Casa de Cultură din Onești a fost următorul aspect și o să te întreb și pe tine încă o dată. Tu cum îl știi pe domnul Adobricăi? Cu ce nume îl știi tu pe domnul Adobricăi? Teodor. Teodor cu TH. Eu așa. Total greșit. Asta îi spuneam și domnului secretar Spânu. De fapt, noi am semnalat atât instituțiilor care au dreptul de a verifica legalitatea și aici o să dezbat împreună cu tine să-mi spui dacă opinia mea și a televiziunii noastre este corectă. Noi am considerat că Domnul Adobricăi a încercat în timp să și schimbe identitatea. Este interesant pentru că am observat pe toate diplomele, inclusiv am văzut și pe cele din acest an, apare acest nume pe care ni-l-a spus tu Teodor chiar cu TH uneori cu T simplu, Teodor Adobricăi. Ei bine, domnul Teodor Adobricăi în realitate, dragi telespectatori, are numele de Toader adobrică. Și de aici dezbaterea noastră Multiplă în ceea ce privește Casa de Cultură, pentru că am constatat foarte multe. Nu o să le reușim noi să le dezbatem acum. Diplomele, din punctul tău de vedere, atâta vreme cât au ștampilă pe ele, sunt documente oficiale? Pe dacă au ștampilă și semnătură din partea unui, uh, unei persoane care deține o funcție în mod oficial, atunci ele sunt documente oficiale, dar. Eu vreau să spun că n-am văzut buletinul de identitate. Nu, asta putem noi, fără să ne ceară nimeni dovezi, vă garantăm că numele în acte am făcut verificări, așa cum face presa, nu din trei surse, din 5, din 10 surse, într-adevăr în acte apare inclusiv la Federația, la Asociația Națională a Caselor de Cultură, a sindicatelor din București. Am verificat, îți dau una din sursele noastre, care nu a ținut să-și declare anonimatul, Într-adevăr și în actele dumnealor apare domnul Toader Adobricăi, dar nu o să vă vină a crede, dragi telespectatori, pe site-ul Asociației Naționale a Caselor de Cultură, deci dând și știau în acte cum apare, apare director Teodor Adobricăi, deci... Atât a reușit în așa fel domnul Adobrică să-i păcălească pe oameni, pentru că aici avem dovezi clare cu acest nume. Am văzut zeci, sute de diplome pe care scrie Teodora Adobrică. În realitate, dânsul consideră că avea dreptul să semneze, deci să pună ștampila Casei de Cultură și nume al nume decât cel pe care l are în buletin? Păi eu nu cred și chiar am văzut pe toate actele, era trecut. Teodor cu H și dar acum mă gândesc la problema că uh, uh, va trebui, uh, tras la răspundere uh, la răspundere Teodor Adobric o persoană care nu există, nu? Exact, <gântu -i> probabil, noi am ne-am noi uh, ne imaginat că presa are dreptul să-și pună întrebări, am spus, domnule oare nu cumva domnul Adobric a încercat să șteargă identitatea, deci Poate acestui fapt se datorează tot ceea ce s-a întâmplat în Casa de Cultură. Casa de Cultură, care, din toate resursele pe care le-a avut, pentru că au fost și ani de glorie ai Casei de Cultură Onești, în care erau festivaluri, erau copii, erau tot felul de manifestări de liceu, mis, de Crăciun și așa mai departe, manifestări la care s-au încasat chirii, dragi telespectatori, manifestări, spectacole la care s-au încasat bani și acești bani nu s-au regăsit și nu-i vedem. Deci aici nu trebuie să umblăm cu... Ne ducem cu ochiul liber în Casa de Cultură. Ai văzut ceva îmbunătățiri, amenajări, pentru că banii, din câte am înțeles, ar fi trebuit să contribuie la, la îmbunătățirea uh, bazei materiale din Casa de Cultură. În Casa de Cultură nu, dar știu că uh, banii de la Casa de Cultură au contribuit la îmbunătățirea situației personale a domnului Adobricăi. Am avut... Uh... trebuie să vă cer dovezi. Da, am o sesizare. Vreo... Am, da, există o sesizare, eu am scrisă, deci o sesizare scrisă în apartamentul nou pe care și l-a cumpărat de una de bricăie, numai manopera, pentru numai manopera și numai pentru lucrările de renovare a costat peste 300 de milioane de lei. Deci... Florin, acum cred că ești un pic în urmă între timp apartamentul uh, s-a vândut din câte am aflat noi, uh, dar și aici avem un lucru pe care vrem să și l-am semnalat instituțiilor abilitate. Am constatat că Aici trebuie să fac precizarea că nu am dovezi concrete, dar cam ce poveste am găsit noi pe la pe aici prin zonă. Deci un apartament pe care la, al cărui proprietar era familia Dobricăi, după aia a vândut la o terță persoană, iar terța persoană ghici. L-a vândut școlii sanitare Carol Davila, al cărei persoană în conducere este doamna Oana Dobricăi. Ei, Cred că între timp s-a făcut această inginerie Din punctul nostru de da, vedere da. Patron la școala sanitară posiliceară Este domnul Teodora Dobrica Acum nu mai știu dacă e cu, cu H sau fără H Deci el este patron Iar director este soția lui da. uh, și, Dar noi numai cu apartamentul Că mi-aduc aminte și, că, și atunci când și-a luat mașină nouă Că zicea că nu, nu e a mea, e a lui fica mea Adică uh, știți Nu se pot face tot felul de lucruri din astea Ca să acoperi ceva uh, Ceva necinstit da. Și aceste lucruri, aceste lucru, le tragi tu datorită faptului că ai văzut că în Casa de Cultură nu s-a investit nimic și că familia Dobrică îi prosperă? Ca ziarist, ți s-a părut așa stau lucrurile sau cum? Da, așa mi s-a părut. De ce? Pentru că, din punct de vedere cultural, Casa de Cultură este moartă, deci nu are cultură, lipsește cultura din Casa de Cultură așa, dar activități comerciale au fost, gândiți-vă că acolo sunt o grămadă de spații închiriate Uite că nu m-am gândit la banii care au venit din chirii oare ce s-o fi întâmplat cu, cu acești bani Gândiți-vă la asta și gândiți-vă uh, uh, și la situația în care uh, Asociația Națională a Caselor de Cultură așa, care uh, uh, este deci toate casele de cultură sunt ale sindicatelor, dar sindicatele de fapt sunt federații care sunt uh, în confederație și în carteluri. Așa. Pe, pe aia nu interesează ce, ce se întâmplă aici, la aia trebuie să, că trebuie să le dea 10%. Asta este. Din ce încasează, le dă 10%, cu restul e treaba lui. De ce nu, cred, credeți că nu l-au deranjat niciodată cu nimic? El le-a trimis partea lor 10% și rest, el s-a portat aici la casa de cultură ca și, fi, ca și cum ar fi patron. Deci N-am văzut nicio verificare. Asta era atitudinea pe care ai văzut-o tu? Ai da, da, da și, dar, dar toată lumea știe că la Casa de Cultură înainte se făceau atâtea activități, era dans, până și actorii, erau cursuri de actorie, deci se făcea cultură, erau foarte multe activități. Au dispărut. De ce au dispărut? Păi toate activitățile alea necesitau efort, necesitau organizare. Oh. Și atunci a dovedit că ce a zis, de ce să mai fac toate astea când poate să facă una singură, tia, mă, și banii să vină fără să facă nimic, că vin de la bugetul local. 50 de miliarde de lei. Ia gândiți-vă ce câștigă a avut uh, Oneștiu cu 50 de miliarde cheltuiți din banii oaneștenilor. Și ce se putea face cu 50 de miliarde? Ei au spus. Când eu am criticat, că eu am criticat de multe ori. E adevărat, am mai și aprecia, am zis să nu fiu gigă contra și nu, să nu zică lumea că, domnule, ești da. împotriva unei. Până la urmă, festivalul, așa, așa. hai să spunem că ar fi fost util, dacă s-ar fi făcut corect și nu ne împotrivim noi, ziariștii, activității culturale cu copii, în special. Așa am zis și eu că spuneau unii că arunci cu noroi în imaginea uneștiului, dar după aia a zis nene, că nu e așa. Păi, unde e imaginea uneștiului? Din, în ce să imaginești? Cum? Păi s cum s a concretizat? Păi, au, au năvălit turiștii ca să vină la festivalul Teamă la. și să vină să plătească uh, 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 la hotel, uh, cazarea la hotel, să mănânce la restaurant, să lase niște bani în oraș. Uite, dacă tot ai adus acest subiect, din câte știi tu, te rog să ne spui, eu știu, dar vreau să audă telespectatorii de la tine. Cei care, Marius Crudu, de exemplu, când s-a dus în străinătate sau concurenții români când merg la un festival asemănător cu cel din România, plătesc sau nu plătesc? Așa, la noi totul este gratis pentru invitație din străinătate. Cum e în străinătate? Păi vă spun părerea președintelui de la festivalul de la San Remo. A spus că ce se întâmplă la unești e ori o prostie, ori un furt. Asta a spus. Păi cum tu, ca și organizator, cum e la tiamă? Deci plătești masă, cazare, transport și nu numai pentru concurenți, ci și pentru însoțitori. Deci, de, de, de 20 ceva de ani de zile se întâmplă asta. Păi, pentru ce să faci lucruri, să faci acte de binefacere? Păi, vă spun cum se întâmplă uh, nu numai la, la festivalul de la San Remo, ci și în alte locuri la care am auzit. Și sunt uh, cei care au participat, poate să confirme. Nu există să te duci gratuit, să-ți plătească organizatorii mâncare, drum uh, uh, și tot ce mai trebuie. plătești cheltuielile. Mergând pe firul logic a ceea ce spui tu, înseamnă că bugetul local a fost păgubit? A fost păgubit, pentru că, vă spun ce s-a întâmplat la Sarem, am fost de trei ori până acolo, pentru că am devenit prieten cu a, deci... președintele festivalului care a fost și la Onești, așa, și vă spun uh, cum e acolo, din ce mi-a zis și am văzut și eu cu ochii mei. Deci, din uh, uh, contribuțiile care le au uh, participanții la festival, pentru că vin și uh, participanții și însoțitorii lor, dar pur și simplu turiști care au auzit de, de imaginea festivalului la Sanremo și se duc acolo. Uh, pe cazare, mâncare și toate cheltuielile ce mai fac ei prin magazine, așa, Cam un milion de euro pe sezon. Rămâne uh, uh, câștigul orașului. Deci, normal că unești au fost păgubiți. Nu s-a încasat absolut e niciun e leu, nici măcar un leu. Până și taxele de, de verificare, era, spun, taxele de participare ale uh, concurenților au ajuns tot la Casa de Cultură a Sindicatelor, deși edilii noștri îmi spuneau în sus și tare. Domnule Ungureanu, nu se vor încasa niciun ban, nu se va încasa niciun ban. Iată că, până la urmă, declarațiile publice au fost total diferite de cele pe care noi, presa, le-am primit, ne-au fost servite aceste informații, așadar, fără discuție că ne-am gândit că ceva nu este în regulă cu acest festival. Ca să, pentru că noi o să mai avem ocazia să vorbim, domnule Tănase, dumneavoastră ați expus în presa oneștilor de mai multe ore aceste aspecte. Noi abia în acest an ne-am gândit să să aprofundăm aceste suspiciuni ale cetățenilor, pentru că nu noi, televiziunea și presa oneștilor, ne-am gândit să facem acest lucru, Și ne trag de mânecă oamenii, cetățeni, cei care contribuie. Și mulți îmi spun, domnul Ungureanu, adică noi nu ne promovăm. Copiii noștri din Onești nu îi susținem, nu le acordăm un microbuz, un autocar să meargă până la București, și vin străinii pe degeaba, foarte bine să vină, dar măcar să se vadă rezultatele, totul este gratis pentru cei din afară, iar pentru noi nu se face absolut nimic. Deci, iată lucruri care ne-au obligat pe noi, ca oameni de presă, să luăm atitudine și să răspundem. Avem mesaje, avem tot felul de discuții. O să mai vedeți și alte interviuri legate de Casa de Cultură. Ce ar mai fi de completat pe final? Deci, până la urmă, ca o concluzie a presei Oneștului, spuneți că festivalul a fost, până la urmă, a devenit. Nu a fost de la bun început, a devenit total diferit de ceea ce și-a propus de la început. Da, este o păcăreală, de fapt sunt, nu că ar mai fi de completat, ci mai sunt foarte multe lucruri de spus, pentru că eu am văzut și cum se face în afară. Acolo este o firmă privată, așa, care uh, uh, câștigă, își câștigă banii din taxele, exact din taxele de participare. Și la noi au, uh, uh, a luat uh, dobândit taxele de participare, dar, dar le-a băgat în buzunar, pentru că chiar primarul l a întrebat anul trecut, domnule, ce a spus taxele de participare? Da. Îți bani de buzunar da. pentru Luna? Trebuie să facem precizarea că presa, și în anii anteriori, nu numai presa Oneștiului, au apărut numeroase articole de presă în care, însuși primarul Victor Laurențiu Neghină, descria modul obraznic, dacă pot să folosesc acest termen, în care cu care venea domnul Adobrică și prezenta niște facturi total, cum spui eu, diferite de scopul festivalului. Din altă perioadă, tot felul de chestii. Avem aceste declarații de presă, ca să nu zică lumea că acuzăm noi aici. Facturi de ciment cu șase luni în urmă, facturi de la nu știu ce, cu apa de cu patru luni înainte de festival, numai din astea au fost care au zis că domnul s-a cheltuit pentru festival. Deci clar că lucrurile nu sunt în regulă. Dar vreau să continui ce se întâmplă acolo Deci este o firmă privată care câștigă banii din taxele de înscriere Taxa de înscriere este de 100 de euro Și vă spun doar că acum vreo 4 ani, deci când aveam eu datele, când nu m-am mai ocupat Au fost vreo 300 de mii de școli înscrise Deci gândiți-vă că 3 milioane de euro a încasat firma privată din taxele de participare de, din care, din atâtea, atâtea, uh, în, atâtea înscriși, e clar că s-a cernut valoarea adevărată, deci uh, au rămas doar cei în finală. Așa, dar uh, de ce credeți că au fost sute de mii de înscriși? pentru că ăla investește. la firma privată are, se duce în toată lumea colindă, cheltuie bani, are reprezentanți în fiecare țară și oameni și le dă cotă din, din, din încasări, din taxe de participare. Așa. Ce că... să înțeleg că dacă s-ar fi făcut și la Onești, poate nu la acest nivel, dar oricum să se încerce așa cum se clama că festivalul este internațional, că este cunoscut, ar fi trebuit totuși în onește să rămână, să vină niște bani. Ori n-au venit acești bani sau că okay, pe asta, de asta spunea și președintele festivalului de la Saremba. E ori prostie, ori furt, 50 de miliarde pentru ce? Unde? Nu s-a văzut nimic. Deci eu sunt acolo, fiecare sezon, un milion de euro rămân bani în oraș, la proprietare de magazine, hoteluri, restaurante. Din banii se întorc în bugetul local, ca și taxe și impozite. Ei, hey, primăria nu, nu pune niciun ban. Din bugetul local al orașului San Remo nu se cheltuie niciun ban. Într-adevăr, pune la dispoziție spațiu, dar și pe, pentru a acel spațiu se dau bilete. Gândiți-vă să vând, să vând bilete. Nu ca la noi, că mai mult cu invitații și că sunt câștiguri din bilete. Și câștigurile din bilete se împart. A, 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 primăria și achită din cota parte de bilete și achită a, lumina ce să consumă acolo. Am înțeles. Este foarte clar. S-ar fi putut obține niște bani pentru oneșteni. Deci, într-adevăr, ar fi fost extraordinar. Așa cum s-a făcut această investiție pe parcursul a tuturor ani, vorbim aici de aproape 20 de ani, ar fi trebuit totuși să vină înapoi niște bani, să vină niște rezultate, dar probabil gestionarea, eu aș spune, defectuoasă, instituțiile statului vor vedea dacă a fost și frauduloasă, da sau nu, din punctul nostru de vedere a dus pagube. Cum ar fi trebuit să fie Casa de Cultură, domnule Florin Tănase? Ce ar fi însemnat Casa de Cultură dacă ar fi fost altfel administrată? Înainte de a vorbi de Casa de Cultură, vreau să vă întreb ceva, pe dumneavoastră, în mod personal. Deci dumneavoastră, ca patronul al casei de discuri Electrostar, ați avut uh, o școală, o școală la care s-au pregătit cei mai buni copii. Acum au fost și uh, vedete, uh, de exemplu Elena de la Bandinga, care s-a pregătit ani de zile la școala dumneavoastră. Ei, în momentele acelea, dumneavoastră ați organizat mai multe manifestări, chiar un festival. Ați primit vreun ban de la bugetul local pentru, pentru, toate acele manifestări? Da. Asta este și ideea noi. Aici trebuie să explicăm telespectatorilor noștri și oneștenilor. Datorită faptului că nu am fost primit în Casa de Cultură, am solicitat chiar și contracost. cost. Am spus domnul Adobrică, dați-mi vă rog un spațiu pentru a putea pregăti copiii, pentru vă plătesc chiria așa cum a făcut-o și domnul uh, Eugen Bertea, Dumnezeu să le ierte. Noi ce care într-adevăr doream să facem artă, cultură în Onești, și nu e cazul doar al meu și al domnului profesor, noi am fost întotdeauna uh, dați deoparte, nu ni s-a permis să facem nici cu banii noștri să venim, să facem cultură. Dar aminte să ai o sală în care, să spunem, doamne, sunt copii care nu au posibilități materiale. Aici este rolul unei case de cultură să aibă măcar o sală undeva unde să vină copiii, să repete, să învețe, să danseze, să cânte și așa mai departe. Este cuvântul cultură, aici cuvântul cultură a dispărut din, din sensul casei de cultură a sindicatelor din Onești. Și M-am -am chinuit cu forțe proprii din propriul buzunar și am căutat ca copiii să fie promovați la, la nivel național. Dar, în loc primăria, și aici îl salut pe domnul Lemnaru și mulțumim foarte mult că nu ne-a ajutat niciodată. Domnul Lemnaru, cât era gata să mă dea afară din sala de consiliu local, l-am interpelat și eu la un moment da, și am spus, domnule primar, dumneavoastră dați bani numai unde vin voturile, iar unde e cultură să-i duc eu pe copii, cu mașina proprie, cu benzina proprie, pe cheltuiala părinților și așa mai departe. Or în situația mea probabil că au mai fost și alții, dar probabil că unii au și renunțat și cunoaștem cazurile și nu s-au mai, nu s-au mai ocupat de... Deci au, am pierdut cel puțin două sau trei generații de copii talentați care, datorită faptului că în Casa de Cultură nu s-a făcut activitatea specifică, au, au îmbrățișat alte zone. Probabil că au devenit ingineri, doctori și ăsta e un lucru bun. Dar a fi artist este un har de la Dumnezeu. Aici dacă îți bați joc de talentul unui copil și aici o să vorbim noi altă dată și despre fotbalul din Onești, este mare păcat că politicienii, ca aici intrăm în zona politică, au susținut acest mod de a se face cultură în, în Onești. Și tocmai de aceea noi, presa, am fost nemulțumiți și am fost obligați de către cetățeni E o sintagmă așa care se poartă pe internet, să recâștigăm casa de cultură pentru oneșteni, pentru că chiar dacă scrie a sindicatelor, cei care au lucrat în Uton, în Rafo, în Chim Complex, membrii de sindicat, ei au contribuit la această casă de cultură, deci casa de cultură din acest punct de vedere este a oneștenilor.